Mașina este parcată în fața blocului meu. Acolo am două camere de supraveghere. Cum am spus, pot să mă duc să fac plângere la poliție, să aflu cine e și să vin păstămăta în casă. O să te las în pace doar dacă vii tu la mine și îți ceri scuze, atunci nu o să fac chestia asta. Dacă nu faci chestia asta, atunci o să fac plângere la poliție. Dar cât timp distrugi ceva, nu te face cool, nu te face nici amuzant, nu te face absolut nimic. Hai, salut, băi, frățiorii mei, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Astăzi o să fie un vlog puțin mai serios și vreau să vorbesc despre anumite chestii, despre hater și despre chestia care mi s-a întâmplat. Da, mi-a fost zgâriată mașina de către cineva, cheia direct așa frumos pe capotă. M-am trezit azi dimineață pe la 11 să mă duc să mă tund și atunci am văzut că am dita mai urmă de cheie pe capote. Și vreau să vă spun că oricine ar fi făcut chestia asta, pot să aflu foarte ușor cine ești, deoarece cum mașina este parcată în fața blocului meu, acolo am două camere de supraveghere. Părerea mea este că a fost un copil retardat, sincer, că altfel nu pot să numesc copilul ăsta, prost, gen la modul ăla prost, care a făcut chestia asta. Și vreau să spun prin intermediul vlogului că, cum am spus, pot să mă duc să fac plângere la poliție, să aflu cine e și să vin păstămăta în casă și să te pun să plătești, dar nu o să fac chestia asta de data asta. O să te las în pace doar dacă vii tu la mine și îți ceri scuze, atunci nu o să fac chestia asta. Dacă nu faci chestia asta, atunci o să fac plângere la poliție și o să vin eu la tine cu poliția. Mi s-a mai întâmplat acum câteva luni o chestie de genul, mă rog, erau niște copii pe aici, se distrau, făceau ha-ha-ha-hi-hi-hi, mi-or furat prejul de la ușă fix când filmam un vlog și mi l-or aruncat și da, am zis ce să fac, mă, ce să zic, acum e un prej. Și copiii se distrează, sunt mici, se distrează, se gândesc, mamă, i-am furat preșul lui Sebi Crișan, hi-hi-hi, ce tare sunt eu. Și nu am nimic împotrivă cu asta și eu făceam foarte multe tâmpenii când eram mic. Mă distream, sincer, făcând asta, dar, cum am spus, n-am avut nicio treabă că mi-a furat preșul, că l-a aruncat, că nu știu ce. Și am spus pe vlog chestia asta, iar a doua zi, în loc de preș, mi-a pus o foaie A4 în care scria, ia de aici preș, suși pula. Și am aflat fix cine este copilul acela, pentru că mi-au spus prietenii lui, pe care i-am mai prins pe aici, prin jurul blocului meu. Și da, vreau să vă spun cu această cale că nu este frumos, nu este mișto, nu este amuzant să distrugi bunurile unei persoane pentru amuzament. Ok, hai, distrugi un preș, distrugi ceva nesemnificativ, dar deja când este vorba de un bun care costă 1000 de euro, atunci nu mai este amuzant. Și poți, dintr-o glumă din asta proastă, se poate ajunge la multe chestii nașpa, cum ar fi să te dau în judecată, să chestii de-astea. Mă rog, nu pe tine, că tu ești minor probabil, dar părinții tăi o să aibă de suferit din cauza asta. Și este foarte, foarte nașpa. Deci vreau să vă spun că nu este ok să distrugeți bunurile persoanelor. Ok, nu suporți persoana respectivă, nu mă suporți pe mine, nu-ți place ce postez, nu-ți place asta, ok, înjură-mă pe net, scrie în comentarii, pe ce vrei tu, înjură-mă pe stradă, dar este foarte, foarte urât să îmi distrugi bunul, pentru că nu se face așa ceva. Și după cum am spus, pot să mă duc la administrație, pot să fac plângere la poliție, să mă duc să cer filmările care îs fix acolo, după cum v-am arătat. Deci tu, dacă mi-ai zgâriat capota, se vede absolut perfect din partea aia cine ești. Și dacă ai făcut-o în timpul zilei și dacă ai făcut-o în timpul nopții, camera este foarte aproape, bate direct fix pe mașina mea. Așa că îți spun de pe acum, nu o să fac plângere la poliție, doar dacă vii tu și îți ceri scuze de la mine. Dar dacă nu o să faci chestia asta în următoarele 48 de ore, atunci o să mă duc să fac plângere la poliție, să înveți că nu este ok să distrugi bunuri de 1000 de euro. Pentru că probabil acum nu realizezi, nu conștientizezi
banul. Este foarte, foarte urât. Sincer, am multe pe cap. Urmează să ne mutăm de aici pe la sfârșitul lunii și trebuie să rezolv chestii, trebuie să fac chestii, pentru că o să mă mut tot în Cosmopolis, doar că la apartamentul meu în sfârșit. Și da, mie unul, sincer, îmi plac haterii, orice fel de hater, și dacă mă înjură, și dacă nu mă înjură, și dacă mă înjură constructiv, și dacă mă critică constructiv, mie îmi plac haterii, pentru că îs fan și ei se uită la mine, și ei se uită la tot ce fac, și ei se uită, chiar dacă nu mă suportă aparent, tot se uită. Și da, băi frățiorii mei, nu am o problemă cu haterii, dar nu este frumos să distrugeți un bun. Nici nu știu exact cât costă să repară zgârietura, nu știu exact cum funcționează chestia asta, dacă trebuie să-mi revopsească din nou toată capota sau să vopsească doar partea aia sau să vedem dacă iese la polish sau habar n-am, nu știu, trebuie să mă interesez și de asta pe lângă toate lucrurile pe care le-am de făcut. Și da, nu este amuzant. Deci îți spun ție și la toți prietenii tăi din cartierul ăsta care mă urmăresc, dacă vrei să nu mă duc la poliție să fac plângere și să vin cu poliția la tine acasă, la părinții tăi, eu zic că mai bine să vii tu la mine, îți cer scuze și eu am să te iert pentru că ești mic și mă gândesc că nu ești conștient de acțiunile tale, să zic așa. Și da, băi frățiorii mei, cam atât a fost și cu vlogul acesta. A fost un vlog mai scurt, un vlog mai serios, în care mi-am spus off-ul, să zic așa. Este început de an, nu vreau să fac probleme, nu vreau să mă stresez atât de mult, nu vreau să încep anul așa. Vreau pace și liniște, băi frățiorii mei, așa că sper că ați învățat ceva din toată chestia asta. Nu este cool să distrugi bunurile altora chiar dacă nu îi suporți. Înjură-i, fă ce vrei tu, dar cât timp distrugi ceva nu te face cool. Nu te face nici amuzant, nu te face absolut nimic. Recunosc, eu când eram mic făceam prostii de astea, dar nu mă atingeam de mașina oamenilor, nu știu, mergeam cu prietenii mei, sunam la sonerie, fugeam, băteam la ușă, la geam, fugeam, chestii de astea. Dar nu am fost niciodată atât de retardat, de prost mental, încât să distrug un bun. Așa că cam atât a fost, băi frățiorii mei, și cu vlogul ăsta. Scrieți în comentarii ce părere aveți despre chestia asta. Sper că ați învățat ceva din chestia asta. Și noi ne auzim în fiecare zi la ora 5:30, care fiecare dată. Vă pup și vă iubesc, bye bye.